Primii tineri care au absolvit 12 clase în acest an au dat deja fuga la Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă să ceară indemnizația de șomaj, chiar dacă au la dispoziție 60 de zile de la terminarea școlii. Dacă până în prezent s-au depus doar câteva dosare, reprezentanții Agenției spun că numărul va crește considerabil după terminarea examenului de bacalaureat. Chiar dacă oferta locurilor de muncă este actualizată săptămânal, absolvenții de liceu nu sunt interesați de ea. În momentul de față se caută ingineri, economiști, bucătari, agenți de pază, dar și sudori, cu sau fără experiență în domeniu. În municipiul Pașcani sunt disponibile peste 100 locuri de muncă vacante. Pentru persoanele cu studii superioare se înregistrează 5 posturi, în special de ingineri mecanici, metalurgi, designer vestimentar, economiști, iar pe domenii de activitate, cele mai multe oferte sunt în construcții și confecții. Astfel, persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă pot opta pentru meserii în construcții, de exemplu, bejidar, finisor, faianțar, zugrav sau ferar betonist. Pe domeniul industriei sunt locuri vacante de sudor, lăcătuș în confecții, operator la mașini sau frezori. Iar în servicii, oferta este diversificată, căutându-se în special agenți de pază, agenți vânzări sau agenți de asigurare. În căutarea unui loc de muncă este Constantin. Până la cei 25 de ani a muncit în construcții, însă lucrarea s-a terminat și vine săptămâna la Agenția Locală a Forțelor de Muncă din Pașcani pentru a vedea ce oferte au mai apărut. Comerț sau altele. Până acum unde ai lucrat? Până acum în construcție am mai lucrat. Și? Și deocamdată nu mai este. El spune că ar munci orice numai să câștige un ban. L-ar tenta și locurile de muncă pe litoralul românesc. Oferte pe litoralul românesc? Ai văzut, ai încercat, ai fost vreodată? Da, da, am încercat, dar încă nu s-a decis. Termenul absolvenților de depunere a dosarelor este până la sfârșitul lunii iulie, atunci când se așteaptă ca numărul acestora să crească după încheierea examenului de bacalaureat. 30 mai a fost ultima zi de școală pentru absolvenții de liceu. Aceștia au la dispoziție 60 de zile pentru a depune dosarul pentru a primi indemnizația de șomaj. Acesta trebuie să conțină, printre altele, actul de identitate, certificatul de naștere sau adeverința medicală. Cei de la Agenția de Ocupare a Forței de Muncă așteaptă cei mai mulți absolvenți de liceu după ce termină examenul de bacalaureat. Până în prezent s-au depus în jur de 20 de dosare. Până la sfârșitul lunii mai, la nivel județean, peste 15.000 de persoane sunt în evidențele agenției, din care 2.400 sunt șomeri care beneficiază de indemnizație de șomaj și puțin peste 13.000 șomeri neindemnizați. La nivelul municipiului Pașcani se înregistrau 686 persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, cu o pondere a șomerilor în populația stabilă de 2,27%. Din totalul șomerilor înregistrați, cea mai mare parte a finalizat doar studii primare și gimnaziale. În această situație se regăsesc 12.981 de persoane. Alte 1.680 de persoane au absolvit un liceu sau o școală post-liceală, în timp ce numai 787 de persoane au finalizat cursuri universitare.